a fost atmosfera? A fost un stadion aproape plin, 24.000, aproximativ 24.000 de spectatori. La finalul meciului s-a strigat demisia. Da, o atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur că am avut o asemenea asistență și țin să le mulțumesc suporterilor pentru acest lucru, pentru faptul că au venit și au încurajat echipa. E normal ca în momentul în care echipa pierde să fie nemulțumit și cine e vinovat decât antrenorul. N-am ce să te comentez. Dacă o să am o discuție poate cu conducere, dacă se consideră că e mai bine ca eu să plec. Șansele la titlu s-au mai diminuat. Voiam să vă întreb, rămâneți la FCSB? Evident, dacă sunteți dorit și dacă nu câștigați campionatul? Adinea urmă am spus că dacă e nevoie o să am o discuție cu conducerea și dacă se consideră că e mai bine să renunțăm, renunțăm. Și voiam să vă întreb, v-ați făcut planuri pentru sezonul viitor? Pentru că alte echipe, de exemplu, sau alți antrenori ne-au spus deja că și-au făcut, se gândesc în perspectivă și voiam să vă întreb dacă și dumneavoastră deja nu, vă gândiți. Sincer, mă gândesc doar la finalul acesta de sezon, la aceste ultime 7 jocuri pe care le mai avem, să încerc să scot cât mai mult de la ele. De ce ați vrea să renunțați, domnule Petre? Poftim? De ce ați vrea să renunțați? N-am zis asta. Vorbiți cu conducerea și dacă se consideră lucrul ăsta. M-ați întrebat ce părere am despre faptul că s-a strigat demisia. Și eu v-am răspuns că dacă o să am, poate voi avea o discuție cu conducerea și se va ajunge la concluzia că e mai bine așa, dar n-am zis că voi renunța. Eu am contract până la finalul sezonului, vreau să-l duc până la capăt și vom vedea ce va fi. E a doua oară când sunteți în situația asta, ați dori să reveniți și în sezonul viitor, indiferent ce se întâmplă în sezonul actual? Nu vreau să mă gândesc mai departe, încă o dată, că m-ați întrebat ce, dacă mi-am făcut planul pentru sezonul viitor. Vreau doar să mă gândesc doar la ce am de făcut acum, meciul următor, cele 7 meciuri pe care le mai avem de disputat și atât. După aceea voi vedea. E și asta o problemă la FCSB, că nu există un plan pe termen lung sau măcar pe termen mediu, că tot se schimbă lotul de jucători, că tot se schimbă antrenorii, că nu există o continuitate și exact în momentul în care sezonul începe și este cel mai important moment al echipei, tururile preliminare din competițiile europene, trebuie să intervină tot timpul aceste schimbări și jucătorii poate nu se adaptează atât de bine sau atât de rapid pe cât ar trebui. Nu cred. Jucătorii sunt plătiți pentru ceea ce fac. Trebuie să își facă meseria. Indiferent cine este în fața lor, ce antrenor sau ce strategie are clubul cu diversi jucători, ei trebuie să, de între asta sunt plătiți, fac ceea ce le place și cred că nu trebuie să-i afecteze alte lucruri.